acum este live cu Adina Buzatu. Din nou, Duță este cu Adina Buzatu undeva afară, unde puteam să fim și noi acum, dar terminăm... nu, e într-un studio foto chiar. N-a ieșit la iarbă verde astăzi. Dar ne spune chiar acum ce face cu Adina Buzatu și de ce nu este ea la noi astăzi. Salutare, Duță! Salut, Florin! Păi asta se întâmplă. Adina Buzatu nu este în platou, dar am venit să vedem dacă lipsește motivat. Și, într-adevăr, lipsește motivat pentru că este la o ședință foto. Eu am crezut că este plecat în Anglia, la nunta regală, dar nu este, se pregătește pentru o ședință foto. Adina, bună ziua! Întreabă prietenii! Unde ești? Întotdeauna lipsesc motivat și întotdeauna văd emisiunea. Uitați-vă ca să nu credeți. L-am văzut pe Flavius Teodosiu mai devreme, deci eu sunt totuși atentă acolo. Sunt la ședința foto cu Marius Bărăgan, Mihaela Vasile, make-up artist, și Georgiana Semen, este unul din oamenii excepționali din echipa lui Cristi Pascu. Cred că ăsta e cel mai frumos studio din România, nu știu cât puteți să filmați tot, pentru că sus sunt alte studiouri și îmi place mult să vin la Marius, dar hai să vin prezint. Haideți să vedem! Ia zi, cine? Acolo deja se lucrează? Se lucrează serios. Larry Georgescu, actorul pe care de obicei îl vedeți pe scena Teatrului Național și nu numai, Vlad din echipa mea, Ovidiu care îl filmează. Asta este unul dintre colțuri. Cum e, Larry? Cum e model? Larry, cum ești? Când vine camera pe mine, îmi vine să zic un monolog sau ceva, o poezie. Sunt foarte mișto hainele astea, sunt foarte comode, sunt foarte, foarte șmechere. Sunt la treia ținută pe care o probez. De la Teatrul Național de pe scenă, acum la ședință foto. Da, mi s-a mai întâmplat datorită Adinei de câteva ori. Adina a avut multă grijă până acum de mine și m-a îmbrăcat la mai multe evenimente, chiar și la nuntă, dacă îți vine să crezi. Mergem mai departe. La ce eveniment ne chem? La zi-mi următoarea piesă. Vă chem la Teatrul Național, în principiu, la mai multe spectacole. Acolo joc în 8 spectacole. Și vă chem pe 27 mai la Teatrul 1 Teatru, pe Sfinții Apostoli, numărul 44, să vedeți un spectacol pe care l-am lucrat cu Gigi Căciuleanu, Eine kleine Nacht Musik. Perfect, succes! Adina, haide să ne mai prezinți aici ce se întâmplă. Luana Dăneț este... cea care se ocupă de concept astăzi și pe care o cunoașteți de mult timp, dar trebuie să vă spun că este mama finilor mei. Yes, că aici e pe un nepotism. Mama. Marius Bărăgan, care nu e nici tata finilor mei, nici. Sunt tata multora, dar încă nu s-au declarat. Așteptăm în scris pe mail cerințele. De câți ani lucrăm împreună? Doar doi. Anul trecut am început colaborarea. De la 18 ani. Da, de la 18 ani, când am făcut Adina 18 ani și legal putea să semneze un contract. V-am deranjat? Ce faceți? Cum decurge ședința foto? Nu știu, eu întâmplător sunt pe aici. Ea decurge. Foarte bine, excepțional. Avem niște modele foarte profi care se mișcă foarte bine. Eu treceam pe stradă și avem ceva de mâncare. Ia spune Adina, că avem pe cineva acolo care are ceva de reproșat. Adrian Robert e unul din modelele mele. De câți ani, Adi? Din 95, nu chiar așa, dar pe el îl vedeți la circ, în niște spectacole fabuloase. Chiar mă uitam pe niște înregistrări, mă voi duce clar să-l văd. Spune-mi în ce spectacol. La Circul Metropolitan, în fiecare sâmbătă. Bine, acum se joacă două spectacole, de miercuri până duminică și unul sâmbătă seară. Un spectacol făcut de la băieții de Cirque du Soleil, un spectacol foarte, foarte, foarte frumos, cu o poveste, cu o narațiune foarte mișto, e ceva extraordinar. Claudiu, da? Din echipa mea și acolo toată echipa mea și multe haine. Deci dacă pleci la nunta regală, să știi că acolo am o mulțime de variante potrivite pentru nunta regală. Ați văzut un backstage de ședința foto, acum vedeți și cum se pregătesc hainele pentru ședința foto. Noi nu te mai ținem pentru că ai foarte multă treabă. Acum te las pe tine să-ți iei la revedere de la prietenii de la 11 și data viitoare cred că te vedem în platou. Mă vedeți în platou, vă pup, vă iubesc și da, vin, voi fi cel mai serios om, dar vin și cu poze. Să vedeți ce poze ies acum. Florin, Diana, o zi frumoasă și weekend plăcut. La revedere, eu plec la nunta regală. Pa!